București FM te invită să descoperi 100 de momente esențiale pentru istoria românilor. Aș vrea să vă prezint, înainte să vă prezint uniformele de infanterie, aș vrea să vă prezint un pic istoria acestui drapel. În față aveți drapelul, dacă vreți să mă ajut, aveți un drapel de luptă, model 1872. Este un drapel al armatei române, care s-a folosit și în primul război mondial. Prin decret domnesc, în 1866, drapelul național a luat forma asemănătoare a acestui drapel. Adică culoarea albastră a revenit lângă apă, galbenul la mijloc și roșu în exterior, astfel cu lările trecând pe verticală din orizontală. În perioada domnitorului Alexandru Iacuza, culorile drapelului erau pe orizontală. Ce vreau să vă atrag atenția și aș vrea să rețineți din ce vă spun eu acum. Drapelul național al României, întotdeauna, încă din perioada cele mai vechi, din perioada Bibescu, Cuza și așa mai departe, a fost roșu, galben și albastru. Niciodată drapelul României nu a avut pe el stema, exceptând perioada comunistă în care autoritățile de atunci au considerat că este bine să pună acea stemă, acele steme, au fost mai multe, pe drapel. În ziua de astăzi, aleșii noștri care ne conduc vor să dea o decizie prin care stema României să apară pe drapelul național. Este o greșeală impardonabilă și sper să nu se întâmple. Numai drapelele militare au avut stema statului pe el. Uitați în față, vedeți un drapel, cum ați zis, militar, cu stema statului din perioada respectivă, da? cu deviza casei regale, Nihil sine deo. În colțuri, vedeți cifrul regelui Carol I, care încă, chiar dacă nu a fost murit înainte de începerea războiului pentru noi, el, inițialele dânsului au rămas pe drapel. Drapelul, după cum a spus, este roșu, galben și albastru, la mijloc cu stema regală, cu blazonul, în mijloc cu blazonul acesta cu negru și cu alb, cu blazonul casei de Hohenzollern, da? Cu doi lei străjuind blazonul și cu coroana regală. Cel mai important la un drapel nu era flambura, deci mătasea. Pentru unitățile militare, cel mai important lucru era hampa și arvila, da? Deci bățul pe care se punea drapelul și arvila. După cum vedeți, arvila are o deviză pe ea, scrie onoare și patrie, adică onoare și patrie. Este deviza armatei române până în ziua de astăzi. Și astăzi, deviza armatei române este onoare și patrie. Arvila este de inspirație napoleoniană, este adusă în armata română prin experiența armatei franceze, care la rândul ei au împrumutat-o de la legiunile romane. Vă mulțumesc! România 100, Eu aleg România este un proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii și Identității Naționale. Mai multe detalii pe bucureștefm.ro.